După celebra expresie, ciocu mic, acum noi suntem la putere, reprezentanții partidului aflat la guvernare o comit din nou, lingvistic. Șefa femeilor din PDL, la nivel național, Sulfina Barbu, le-a sugerat celor din opoziție să nu mai îndrăznească să respire. Eu le-aș transmite un mesaj. Nici să nu respire în prezența Partidului Democrat Liberal. Și vă repet, cred că nici n-ar trebui să respire în prezența Partidului Democrat Liberal. Afirmația parlamentarului Democrat Liberal a fost făcută la Târgu Jiu la conferința de alegeri a conducerii Organizației Județene de Femei, conferință la care participau și reprezentante ale partidelor din opoziție. Lipsa de bun simț a liderului femeilor de la capitală a fost pusă la zi de președinta femeilor din PSD Gorj. Să știți că eu respir foarte bine în această sală. Am respirat foarte bine, doamna președintă. Respirat foarte bine și când am venit și respir foarte bine și în prezența doamnei Sulfina Barbu, pentru că asta este viața, suntem oameni și trebuie să colaborăm. Eu le-aș transmite un mesaj. Nici să nu respire în prezența Partidului Democrat Liberal. Și vă repet, cred că nici n-ar trebui să respire în prezența Partidului Democrat Liberal. La conferința la care deputatul Sulfina Barbu a interzis membrilor opoziției să mai respire, erau invitații onorifici președinții organizațiilor județene de femei ale altor 5 formațiuni politice din opoziție.